Atenție! O să vă prelucrez ceva. Și după aceea o să plecați acasă, da? Și ne vedem la Băneasă. Aveți... De către domnul inspector general, da? După ce s-a terminat ceremonia, decorarea, domnule ministru, primul detașament de jandarmi aflat în misiuni în Afganistan este gata pentru începerea ceremoniei. Sunt comandantul jandarmerii, colonel Gabriel. Jandarmeria română își omagiază eroii martiri din Revoluția din 1989. Permiteți să începem cu un moment de recunoaștere memoria lor. Capitan Blaga Radu Marcel. Se servesc patria. Capitan Constantin Alexandru. Se servesc patria. Locotenent Dan Ion. Se servesc patria. Locotenent Popa Adrian. Se servesc patria. Plutonier adjutant Joabă Constantin. Se servesc patria. Plutonier major Bănescu Cristian Emanuel. Se servesc patria. Plutonier Iacob Iulian Dănuț. Servesc patria. Plutonier Curelaru Mihai Radu. Plutonier Dârjan. În numele jandarmilor români prezenți astăzi aici, vreau să vă mânez steagul cu semnăturile tuturor, steagul sub care noi am luptat în misiunea din Afganistan. Domnule ministru, sper că l-am reprezentat cu cinste. Vă felicit. Mulțumesc și de asemenea, în birou. De asemenea, o plachetă creată de detașamentul nostru, pe care dorim să vă mânăm, să o aveți alături de acestea. Vă mulțumesc. Mânăm același simbol și domnului secretar de stat Ion Dațcălu, care a fost alături de noi în teatrul de operații, și care ne-a sprijinit în întreaga noastră activitate. Și de asemenea, dumneavoastră, domnul inspector general, pentru tot ceea ce ați făcut pentru jandarmii români. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim, domnule comandant. Domnul inspector general al jandarmeriei române, vă adresăm rugămintea de a ne spune câteva cuvinte. Domnule ministru, domnilor invitați, stimați colegi, camarazi, sunt deosebit de onorat că după o misiune care a durat 6 luni în teatrul de operații din Afganistan, v-ați întors cu aprecieri deosebite din partea conducerii structurilor din Afganistan. Acum desfășurăm o ceremonie onorantă și anume aceea de medaliere și conferirea unor embleme de merit pentru dumneavoastră. V-ați evidențiat, ați purtat mai departe simbolul jandarmeriei al României în toate zonele și mai ales în această zonă care este frământată de o serie de evenimente. Sunt deosebit de onorat că astăzi, în fața conducerii Ministerului, ne prezentăm un bilanț pozitiv și am reprezentat cu succes jandarmeria română. Vă mulțumesc și vă urez sărbători fericite, la mulți ani și tot ce vă doriți. Mulțumim, domnule inspector general. Permiteți-mi, domnule ministru, să-l invit pe domnul secretar de stat, Dascălu, care ar dori să ne adreseze câteva cuvinte. Do-
Domnule ministru, dragi jandarmi, astăzi marcăm în mod simbolic o etapă importantă în cariera dumneavoastră, și anume încheierea cu succes a misiunii primului contingent de jandarmi români în teatrul de operațiuni din Afganistan. Dumneavoastră, în cele 6 luni petrecute în Afganistan, v-ați îndeplinit cu profesionalism sarcinile încredințate în procesul de pregătire și de formare a recruților afgani de poliție. Dumneavoastră ați adus cinste și onoare Jandarmeriei Române, Ministerului Administrației și Internelor și, bineînțeles, României. Știu cu siguranță acest lucru pentru că am constatat cu ocazia vizitei în teatrul de operațiuni din Afganistan și am fost extrem de onorat să primesc aprecierile pozitive din partea conducerii misiunii NTMA, NATO Training Mission Afganistan, cu privire la modul în care dumneavoastră v-ați făcut datoria. Am constatat, de asemenea, cu ocazia acelei vizite, că dumneavoastră ați executat o misiune tocmai ușoară, dimpotrivă, o misiune care a implicat riscuri, care a implicat pericole pentru siguranța și pentru securitatea dumneavoastră. Riscuri și pericole cărora dumneavoastră le-ați făcut față cu succes și peste care ați știut să treceți. În numele meu personal, în numele conducerii Ministerului Administrației și Internelor, vă felicit pentru modul în care v-ați făcut datoria. Mă bucur că v-ați întors cu toții sănătoși acasă. Și vă mulțumesc pentru profesionalismul de care ați dat dovadă. Doresc să vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră profesională, doresc să vă urez sărbători fericite alături de familie și de cei dragi, doresc să vă transmit multă sănătate și multe împliniri pentru noul an 2012. La mulți ani! Vă mulțumim, domnule ministru. Îl invităm pe domnul ministru Constantin Traian Igaș să se adreseze militarilor care s-au întors din Afganistan. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, în numele Ministerului Administrației și Internelor, mai exact în numele conducerii Ministerului Administrației și Internelor, dați-mi voie să-i felicit pe acești bravi eroi, l-aș spune eu, 66 de jandarmi care au participat în Afganistan, într-o misiune în care ați ținut drapelul sus, într-o misiune în care ați făcut cinste jandarmeriei, ați făcut cinste Ministerului Administrației și Internelor și ați făcut cinste României, nu în ultimul rând. Vreau să vă felicit pentru tot ceea ce dumneavoastră ați făcut acolo. Vreau să vă spun că nu întâmplător unitatea pe care dumneavoastră o reprezentați se află în topul unităților sau instituțiilor, mai exact, de încredere din România și asta se datorează faptului că sunteți profesioniști în ceea ce faceți. Vă felicit pentru acest lucru, vă urez succes în anul 2012, în misiunile în care urmează să plecați. De asemenea, vreau să transmit tuturor celor care au fost alături de dumneavoastră, în primul rând celor de acasă, familiilor dumneavoastră, care au fost trup și suflet alături de dumneavoastră în această perioadă, multă sănătate, sărbători fericite și să dea Dumnezeu să vă aibă mereu alături, așa cum își doresc ei. Și pentru că la această festivitate organizarea a fost aproape impecabilă, totuși am avut o mică scăpare pe care încercăm să o corectăm acum. Există un jandarm între dumneavoastră pe care îl invit aici, căruia n-am apucat să-i înmânez gradele. Vă rog să veniți aici, am să o fac în momentul de față. Vă felicit. Și vă dau posibilitatea să exprimați câteva gânduri și câteva idei celor care sunt prezenți aici. Vă rog, alături de mine. Mulțumesc conducerii jandarmeriei, conducerii contingentului pentru tot ceea ce au făcut ca misiunea să fie foarte bună, să ne întoarcem acasă sănătoși la familie. Mulțumesc dumneavoastră, domnule ministru, conducerii ministerului, sărbători fericite dumneavoastră și familiilor noastre. Vă felicit! La mulți ani tuturor! Acest steag îl voi ține în biroul meu de ministru pe toată perioada șederii mele aici, în acest moment.